Astăzi suntem alături de fana nebună Alice pe Stumble Guys. Alice, nu știu dacă ai, de fapt ne-am jucat pe live, dar ce părere ai că te-am adus aici chiar pe tine astăzi și fără Darusel? Mă, pe dai că asta e așa, că eu știu că tu l-ai adus pe el înaintea mea. Ia spune tu mine, mie de fapt, de ce nu mă aduci pe mine niciodată prima? Stai puțin, cum să te aduc pe tine? Pentru că eu cu Darusel am început înainte prima oară, că eu cu Darusel am început să facem astea cu Stumble Guys și de-aia lumea a vrut să fie ca pe vremuri, să fiu cu Darusel, după am zis că te aduc și pe tine și după v-a după amândoi să vă duelați cu mine și între voi și tot așa. Mie nu-mi pasă că ați început voi, eu vreau să fiu eu. Bine, ok, data următoare când o să mai facem chestii de genul și pe Minecraft cu Find the Button cu Dara, o să te aduc pe tine prima oară, ok? Ok. Înainte să intrăm în meciuri să ne dăm 1v1, pentru că astăzi te-am adus aici, te-am provocat, vreau să dăm pe aici pe joc să vedem ce putem să luăm, pentru că avem lucky wheel-uri și de-astea. Dar înainte de toate, Alice, vreau să te întreb dacă tu te-ai mai jucat Stumble Guys, cât de bine știi să joci tu și toate astea. Știu că te-ai jucat atunci pe live cu mine, dar nu prea știu sincer cum mai jucai. Da, eu m-am jucat, numai că nu chiar foarte bine, dar da. Ok, hai să dăm lucky wheel-ul acesta, să vedem ce ne pică aici, mamă, deci dacă ne pică special ar fi foarte, foarte tare. După o să dăm meci, o să jucăm ce vrei tu. Care e harta ta preferată, da chiar? Eu zic că bloc deș. Mamă, ar fi fost ceva, dar în fine, 5 gemuri, ok, avem 149 și de aici nu cred că putem. Ok, dar sunt astea așa, nu știu dacă are rost să mai cumpărăm, nu știu, să scriu oamenii în comentarii, văd că se duce în 2 zile, dar nu cred că apare videoclipul ăsta de fapt până apare ăsta, dar da, lasă, vedem altă dată. Prima oară o să dăm bloc deș normal, o să jucăm și bloc deș endless, jucăm și bloc deș și gen laser deș, după jucăm și laser și jucăm cât mai multe, ce mai vrei și tu, tot așa. Hai să începem. Bă, pe mine nu mă interesează pe ce dai, am venit aici să te bat. Ok, deci fii atent, ai venit să mă bat, da? Hai că dăm acum ready, dăm ready și să vedem primul meci Alice, pentru că chiar nu știu cum joci. Ai jucat atunci pe live când a făcut live-ul acela special de Halloween, cine nu l-a văzut. Alice, vreau să te întreb, cum joci tu dacă te-ai mișcat în ultima perioadă? Cât timp am mai jucat eu cu Darusel de episoadele alea? Da, m-am antrenat. Ești tryhard, tu te-ai antrenat, ca... Mamă, Alice, ce skin ai, bă, mamă, Alice, uite, ai skin, bă, da, chiar ai skin-uri, ai de toate, dar chiar tu ai măuturi, eu pe contul ăsta n-am, am uitat chiar să mă schimb pe contul principal, dar ia uite ce am eu, am aici un tarsu. Bă, stai mă așa că nici eu n-am emoturi. Da. Ce-ai făcut mă, Alice? Ai vrut să-mi faci ceva? Mi-ai zis că n-ai emoturi și uite ce-ai căzut tu. Nu, că asta a fost runda de probă, acum începe de fapt. Ok, asta a fost runda de probă, nu știu, scrieți-mi acolo în comentarii ce credeți, că eu nu prea cred așa ceva. În fine, am câștigat primul meci, Alice, acum mergem la următorul și o să facem cât mai multe. Dăm tot pe bloc de și ăsta, pentru că, să fim serios, nici n-a durat foarte mult aia, imediat s-a terminat și vreau să te văd, Alice, cum o să te descurci tu în continuare. Hai acum să vedem, Alice, ce o să faci meciul ăsta, pentru că în primul meci nu prea te-ai descurcat, a trecut cam repede, nu prea a fost meciul ăla, Alice. Mă, păi, dar nu mă, că ți-am zis că l-au fost de probă, nu a fost meciul, ai dreptate. Ok, hai, facem așa, facem 0-0, nu știu, să scrie oamenii în comentarii dacă, mamă, cum am trecut prin blocul ăla, n-am hack, ca să știi, Alice, n-am hack. Da, cred. Păi așa, să mă crezi, uite, stai, bă, nu că... Pe cuvânt de cercetaș. Alex, am rămas cu emote. Uite, și asta a fost de probă și la mine. Așa pot să spun și că a fost și asta de probă, sincer. Nu, eu am câștigat. Ia, uite ce dansezi tu, Alice, aici. Bravo, mă, Alice, aia. Practic, într-un fel avem 1-1 și aia. Dăm acum din nou, Alice. Practic, într-un fel e 0-0, n-are nimeni niciun punct, pentru că suntem la egalitate. Și acum dăm din nou tot pe bloc de șosta, după dăm pe altă hartă. Cred că băgăm endless, tot așa, facem cât mai multe, să vedem cât mai multe, Alice, să vedem care e mai bun dintre noi. Desigur că eu nici nu se pune problema acum, adică mai îndrăznești să spui. Nu, Alice, niciodată. Bagă codul 858533, pentru că văd că nu prea intri, mă, Alice, nu-ți place să intri pe cod pe invite. Păi, da, nu-mi place când nu mă inviți tu, așa că na. Te invit singură, cum ar veni, bagi tu codul ca și cum ai ești un hacker și ai găsit tu codul ăsta. Hai să vedem, Alice, este a treia rundă, practic, al treilea meci pe bloc, deci normal, după schimbul harta și acum este 1-1 și vedem cine o să câștige asta, pentru că cine câștigă acum, Alice, practic, câștigă prima rundă de meciuri, cum ar veni de hărți. Alo, cum adică 1-1? E 1-0 pentru mine. Păi de ce, mă, așa nu se pune că și la mine a fost de probă, cum ar veni, uite, am dat emote-ul ăsta și am căzut, pentru că emote-ul a durat prea mult. Da, păi a ta a fost de probă. Ok, deci a fost de probă, am înțeles, ce vrei tu să spui, pe și la mine, păi da, exact, a fost de probă, nu 1-1, practic. Adică, ba nu, a mea a fost de probă. Ambele au fost de probă și scorul este 0-0, adică 1-1, 0-0, aceeași chestie. Adică e 1-0, da. Bine, mă, Alice, cum vrei tu, oricum, o să scrie oamenii acolo în comentarii cum vor ei să fie, practic, dacă e 0-0, 1-1 sau 1-0, cum o fi, oricum, o să te bat, bine, sper eu asta, pentru că nu prea știu cum joci, adică, din ce am văzut, Alice, nu prea te-ai descurcat, sincer, primele dăți. Mă, păi, da, cum, adică, te-am și bătut și acum te mai și... Nu, a fost de probă a doua, trei oare cu noroc. Și la mine nu mai e de probă, nu? Nu, la tine nu e de probă când câștig eu. Păi, bine, Alice, deci este 2-1 pentru mine, am câștigat prima hartă, acum trebuie și pe un bloc, deci endless, pentru că, bă, Alice,
mins, bă, bune, nu ne ofticăm, ai, am intrat într-un mins, s-a făcut așa, mă, intrăm pe altul. Nu ne ofticăm, că deja nu mai pot, bă! Gata, Alex, s-a schimbat harta și acum să vedem, este 2-1 pentru mine, eu am câștigat practic prima hartă și acum este harta ta în care cine știe cine o să câștige, practic, da, e cu wave-uri și nu știu, Alex, ce ai putea tu să faci tu, chiar aș vrea să câștigi, sincer. Păi, da, chiar ai vrea să câștig, mamă, mulțumesc. Da, păi, normal, mă, Alex, să-ți dau și ție așa niște șanse să nu mă joc aici, practic, singur, ca să jucăm și noi, că mai multe meciuri. Alo, cum adică? Păi, ca să jucăm și noi, că mai multe meciuri, Alex, să jucăm și pe laser, de să jucăm și pe laser celălalt, tresor sau cum se mai numea. A, da, da, înțeleg. A, înțelegi, ok, deci fii atent, wave-ul 5, momentan ne descurcăm bine, n-a fost ceva foarte, foarte greu, dar vreau să spui oamenii acolo în comentarii ce vrei să facem data viitoare, dacă vrei să-l aducem și pe Darusel și pe Ali să se dueleze între ei sau dacă vrei să mă duelez eu contra lor. Eu aș zice într-un fel, prima oară să se dueleze între ei, eu să fiu acolo ca un fel de arbitru, de antrenor, de toate chestiile astea de genul. Și Alex, tu ce îți spune? Eu aș spune să fiu numai eu și voi de să stați pe bancă. Ah, ok, și tu te joci singură, practic aici cu nimeni. Păi te duci și tu, Alex, ce se întâmplă? Păi, dar eu am câștigat. Ha, asta e adevărat. Bravo, mă, uite, poate câștigi și tu acum la a doua rundă, la al doilea, cum ar veni, a doua rundă, spunem așa, pentru că e a doua hartă, practic, și a câștigat prima rundă la a doua hartă, să te vedem acum, Alex, dacă câștigi și acum înseamnă că mă bați, dar mai jucăm una în plus. Cum adică mai jucăm una în plus? Te-am bătut, gata. Ba, păi jucăm 3, mă, ca să jucăm, facem câte 3 meciuri la fiecare, sau hai că vedem, Alex, vedem prima oară să dăm aici drumul la încă un bloc, deci endless, pentru că de data aceasta vreau să rezistăm și noi mai mult. Bine, n-aș vrea să rezistăm mai mult, pentru că aș vrea să te bat mai repede, practic. Știi care e faza? A, da, înțeleg care e faza, da, desigur. Deci cam a doua rundă din bloc, deși endless la prima mai bătut și acum să vedem dacă o să te bat eu sau nu, Alex. Dar fii atentă, vreau să te întreb ceva, Alex, înainte de toate, înainte să vorbești tu așa, vreau să te întreb cum ai vrea să facem următoarea dată. Vrei să facem în care mă bat eu contra voi sau voi să vă bateți între voi? Tu cu stai, înainte de toate la tine, eu vreau să te întreb ceva. Tu ai spus că bagi mâna în foc, o să câștigi, nu? Da, acum o să câștig, așa am zis. Păi eu bag mâna în ulei că o să pierzi. A, păi și dacă bagi mâna în ulei, cu ce mă afectează pe mine? Păi am ulei pe mână. A, și îți alunecă mâna și o să pierzi, practic, nu? Nu, adică îți pun ulei pe picioare. Aha, ok, și am înțeles, Alex, în fine, nu, deci fii atentă. Răspundem la întrebarea ce am spus eu. Cum vrei să facem data următoare? Să facem contra lui Darusel amândoi sau să facem eu contra voastră sau tu contra noastră? Eu vreau eu contra voi, că și așa vă bat de vă usuc. A, deci fiecare vrea cum ar veni, dar fii atent, eu o să vreau, dar oricum, eu o să zic așa, vreau să facem prima oară în care vă bateți doar voi, eu o să fiu arbitru cum ar veni, dar rămâne... Ai văzut? Sigur da, n-am hack-uri. Da, sigur n-am hack-uri, ești foarte profesionistă la acest joc, Alice. Păi da, știam. Deci fii atentă, eu aș vrea să facem în care vă duelați voi, eu o să fiu arbitru, dar rămâne decizia oamenilor acolo în comentarii, vreau să vă spuneți voi acolo în comentarii, opa mă, ce vrei mă, Alice, să-mi faci? Vreau să te îmbrățișez și să te duc în laser, ce-i greșit? Ok, da, vezi că nu ne jucăm laser deși aici, sau laser tracer. Nu, n-are cum, am căzut mai rapid. Da, vezi, dacă râzi la mine, ce era de la urmă de mai bine, practic, și acum eu am câștigat, ți-am zis că bag mâna în foc, o să câștig, este 1-1 și acum este runda decisivă. Bă, e mișto așa când se face cu runda decisivă, ca să fim așa, practic, în suspans, cum ar veni. Da, adică să știi și tu cum să câștig mai greu. Păi, vezi, mă, Alex, că tu nu știi să joci mai bine, să câștigi mai repede? Mă, pleacă bătut de aici. Bine. Stample-ay. Ce faci, mă, Alex, ai apucat de cântat? Eu? Da, stai tu, mă auzi, bă! Băi, normal că, bă, Alex, suntem în apel, ai uitat? Da, tu câte, da, chiar tu câte măuturi ai? Ai ăsta, ce mai ai pe lângă? Ai ăla că mă îmbrățișezi? Inimioară, da. Eu am doar banal, așa, e pe contul principal, practic, dar nu l-am mai schimbat pentru că am zis să rămân aici, dar poate o să schimbăm data viitoare dacă nu uit, sincer, dacă nu uit. Ia uite ce râd de tine. Ia uite cum arăți tu, Alex, uite așa că e măutul ăsta de l-am dat eu. Adică cum, că n-am văzut. Păi dacă tu ai alea scoasă de emote, e un... Păi, dar cum adică, bă, pleacă pe de aici. Deci fii atentă, Malis, asta este runda decisivă și vreau să te văd dacă o să mă bați. Practic o să facem câte 3 meciuri, din câte am observat, cred că ar merge câte 3 meciuri pe fiecare hartă, pe bloc, deci pe bloc de șentele, pe laser și pe laser celălalt. Ai văzut? Da, te descurci de minute, te minune, Alex, nici nu mai știu să mai vorbesc la cât de bine te descurci. Așa te intimidezi, mamă. Da, mai ales când ți...
Ce-ai făcut? Te-am intimidat cam mult, nu? Da, ai dreptate. Gata, mă, Alice, bă, dar chiar ai câștigat-o, bravo, mă. Ce faci, mă, Alice, iar te-ai apucat de cântat? Bă, dar nu, mă, bă, dar tu nu mă mai băga în seamă. Ia pleacă, bă, de aici. Aha, du-te tu, poate că o să... Mamă, mamă, stai că acum suntem pe laser, deci pentru că, Alice, bravo, mă, deci e unul la unul, practic, pentru că pe prima hartă eu te-am bătut, tu pe a doua hartă, mai bătut acum pe a treia hartă, să de nici nu o să câștige și după mai cum o hartă, laser tresor și să vedem. Ok, ok, deci prima oară... Asta a fost de probă, da? Deci e tot așa scorul, da? A fost de probă. Da, da, 100% Alex, de probă și aceasta ca și celelalte din urmă. Asta practic a fost prima rundă de pe episod, nu-i așa? Nu, cum adică? Prima rundă o să... Ce? Prima rundă o să fie următoarea rundă, băi. Ok, deci practic până acum tu n-ai câștigat nicio rundă, nu? Bă, nu, adică, da, dar nici tu. Ok, Alex, deci te înțeleg. Hai, Alex, deci am 1 la 0, intră aici în partii 7-2. Cum adică 1 la 0? Bă, Aloi, 0-0. Bine, mă, Alex, e 0-0, nici 1-1, nu e? Ok, am înțeles. Gata, mă, Alex, hai să vedem acum al doilea meci pe laser, deci pentru că asta e penultima hartă, Alex, dar cine ar câștiga asta, practic, într-un fel ar câștiga totul, dar depinde, Alex, să vedem cum se întâmplă, pentru că am 1 la 0, dacă mai câștig una, practic, și am câștigat harta asta, dar noi dăm cât mai multe meciuri. Mă, cum adică ultima hartă, că mai sunt încă două, adică una. Una, păi nu, că de asta am zis că nu o să fie ultima hartă, practic, într-un fel te bat, dar cine știe, poate e mamă, deci dacă mă bagi la cealaltă, poate mai dăm o altă hartă, bot, beci, dar aia chiar n-aș vrea, Alex, deci chiar sunt... practic, am câștigat și asta, nu? Nu, ai 1-0, că cealaltă a fost de probă și abia acum am mai bă. Deci asta n-a fost de probă, ok? Asta n-a fost de probă, așa zici tu, nu? Da. Ok, Alex, cum zici tu, da, mamă... Bă, chiar nu știe că de fapt amândouă n-a fost de probă. Alex, ai zis... Așa, hai să dăm, nu, ia și dă-i. Intrăm din nou la laser, este 2-0 pentru mine și acum mai dăm încă un match și după dăm pe laser tracer. Păi da. Păi da, exact, vezi că n-a fost de probă, alea ai avut dreptate, că te-am auzit cum ai șoptit. Păi, nu, că alea au fost prima de probă, mai bătut întâi, abia 1-0. Deci te bat data asta, dar tu ai zis că e 2-0, când am zis eu, ai confirmat. Nu, n-am zis așa ceva. Bine, Alex, hai să vedem acum cum o să fie laser dash, laser dash, pardon, ok. Te bat și acum o să fie 3-0, cum zici tu 2-0, același lucru. Bă, cum adică nu, o să fie 1-1. Ok, chiar sunt curios, hai să vedem acum, uite, îți dau emote-ul ăsta foarte, foarte frumos aici, uite ce bine dansezi, bă, dar nu mai merg emote-urile, gata, dansezi frumos aici, Alex, și o să te bat. Ia, uite ce râd de tine. Și, Alex, mamă, Alex, nu știu dacă ar trebui ca tu să râzi de mine, pentru că tu ai murit și toate astea, Alex, eu n-am niciun emote pe contul acesta, doar ăsta de dansat, Alex, și practic tu ai foarte multe emote-uri și nu ai fost în stare să mă bați, practic doar un meci mai bătut. Nu, e adevărat, bă. Ok, mamă, hai să vedem acum, Alex, mamă, vreau să fac niște fente, Alex. Hai să vedem, Alex, fii atentă, mamă, cum am făcut-o pasă, n-ai văzut nimic, Alex, nu ai fost atentă tu. Păi, da, de ce să fiu atent la tine? Da, corect, foarte, foarte bine, că trebuie să fii atent la tine, nu să fii atent la alții, ai dreptate, mamă, ce era să cad acolo? Opa, Alex, cum fac pasă aici? Opa, ce schemă cu dublu și rub am făcut. Da, cu dublu și rub, ia să vedem, și rub ăsta de aici, ia uite la Alex, ia uite. Mamă, Alex, mamă, meci intens, practic, acum este o rundă foarte, foarte intensă, Alex, mamă, și mie, Alex, mamă, nu mai sunt, mamă, Alex, mamă, Alex, nu o să câștigi. Da, de unde știi tu, nu vezi că încă suntem în viață? Păi da, suntem în viață, dar nu o să mai fii tu în viață în 3, 2, 1 și... Mori! Da, nu am murit niciun, ok. Nu, că așa asta a fost de probă, da? Da, ai dreptate, Alex, ce a fost de probă, dar te-am bătut din nou, Alex, acum trecem la laser tracer și este ultima hartă, practic, într-un fel te-am bătut pentru că am 2-1, Alex, și da, hai să vedem acum în ultima hartă. Ultima hartă și fii atentă, am o provocare pentru tine, deci de data aceasta o regulă nouă, Alex, dacă unul dintre noi ajunge la 2-0, practic, ai că câștigă primul. Mă, stai, înainte să mai zici tu ceva, să știi că runda asta e de probă. Da, ca de fiecare dată, Alex, unul e de probă, dar fii atentă, dacă eu o să dau 2-0 sau tu o să dai 2-0, practic ai câștigat tot și nu mai facem al treilea meci. Ah, da, bine, deci după asta mai sunt încă două meciuri, să vedem cine câștigă. Bă, mai ții minte că am zis că e de probă, da? Uite, că au fost de probă. Ok, s-au zis ceva foarte ciudat la 0 ăla, în fine, dar Alex, ai pierdut prima rundă cumva? Nu,
că a fost de probă. Ah, ca de fiecare dată, dar fii atentă, dacă mai pierzi acum... Da, acum eu am anunțat dinainte, da, deci... Ce ai anunțat dinainte? Că e de probă. Ah, ok, că e de probă, intră acum să vedem ce mai probă îți dai, ții? Ok, hai mă, că las de probă, las de probă, cum ai zis tu, că oricum te fac, oricum te fac, da, mamă, deci dacă aveam emote, Alex, să te iau așa în brațe sau să-ți dau cu pumnul, chiar era mișto, era Caterinca. Bă, păi da, eu nu ți-am dat niciodată cu pumnul. Păi, n-am emote ăla de dat cu pumnul. Ah, păi da, l-ai părat să-mi pui anul care, același lucru. Păi da, una e să ai emote să dai cu piciorul și alta e să ai emote să dai cu pumnul, că e mai bună ăla de dat cu pumnul. Da, vorbea adevărat, spui și tu, Alex, dar hai să vedem acum pentru... Bă, Alex, hai mă, a fost prima rundă, ai, nu mai, gata, deci dacă câștig acum, practic s-a terminat tot, Alex, cât mai stăm aici, vrei să stăm până mâine să jucăm? Mă, sincer, nu. Da, păi, vezi care e treaba, ok, laser tracer și hai să vedem acum, bă, dar cum să citești, mă, laser tracer sau ceva de genul, cred că. Laser tracer, băi. Ah, da, stai puțin că eu citeam laser în engleză, în română, practic, da, în fine, oricum, da, Alex, vezi cumva laserul ăsta aici, ia stai pe loc, căci cam auzit că îți dă 1000 de V-Bucks pe Fortnite. A, pe bune? Da. Dar eu nu mă joc ăla. A, nu te, atunci, ce, nu, bă, stai, pe ce am zis eu, am zis V-Bucks pe Fortnite, doamne, nu vreau să zic așa ceva, vreau să zic că îți dă pe Minecraft, îți dă să-ți cumperi hărți, multe skin-uri, toate chestiile astea. A, păi dar eu nu mă joc mai așa ceva. A, nu te joci nici Minecraft, ok, am înțeles, Alex, deci tu ce te joci, Alex, eu de unde te cunosc pe tine? Tu, de pe mine, chiar. Da, mine chiar, tu nu știu ce ăla, Alex, dar e Minecraft cum ar veni și da, oricum, adică, uite-te puțin acum, da, dar nu mai mor și tu, Alex, că mi s-a luat pe bune. Păi, dar de ce să mor eu, când pot să mor tu? Da, pot să mor eu în 3, 2, 1 și m-am aruncat și Alex, fii atentă, mă, uite cum mă fac pe asta aici, deci eu, fii atentă, vreau să fac o schemă, vreau să stau pe loc aici, stau așa foarte, foarte frumos pe loc și nu mi se întâmplă absolut nimic, Alex, bine, n-am stat pe loc pentru că vii tu și îmi dai cu dasta. Ce-ai făcut, da, Alex? Gata, atât a fost pentru azi, hai, gata, pa. Ok, așa e și din apel, foarte, foarte tare, scriți. Mă, ce faci, mă, Alex, a intrat din nou, am crezut că a ieșit, nu, sau ce-ai făcut? Da, asta am făcut normal, dar lasă, am intrat să vă spun, dați un like ca să, stai că am uitat, că... Mă, ce te apucă, mă, Alex, în fine, cred că... Ca să te bat data viitoare, pa. Ce să faci, mă, ca să mă bați data viitoare? Să dea lumea like. A, să dea lumea like, asta e foarte adevărat, dar vedem că Alex n-a mai ieșit din apel, dar scriți acolo în comentarii ce vrei să faci data viitoare, dacă vrei să-i bat eu pe Darius Sergi și pe Alex, sau dacă vrei să se bate între ei și o să râd așa puțin de ei. Practic, dar scrieți-vă acolo în comentarii și gata, Alex, pa, te-am bătut, foarte slab ești. Mulțumesc, la fel. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.